Bun, Mihai, vreau să te întreb ceva. După părerea ta, în momentul de față, gramenii la ce cotă e? Ca și bani. Ai coric. Dă în arhiva emisiunilor tale și așa, a revistei tale, da, și uite-te acolo ce am spus acum 3 săptămâni când am fost invitatul tău. Uite-te acolo. Așa, mai zi o dată, rog. Denis, Florinel Coman, da? Și cu gramenii, pentru mine sunt cei mai buni jucători la ora actuală care îi văd în campionatul României. Scrie la tine. Deci cine? Denis, Florinel Coman și cu gramenii. Bun, mă impresionează. Te întreb ceva. După Rapidul cât ar trebui să dea pe gramenii, după părerea ta? Adică sub un milion, cred că nici nu avem ce să dea. Nu, te întreb părerea ta. Nu mă băga pe mine acum la licitația asta. Nu mai mă, Mihai, mă, că vorbim, că de-aia sunt emisiunile făcute. În România trebuie să avem, simțul echilibrului la transferuri. Pentru că, în primul rând, vorbeai de manageriat pe care îl face Hagi foarte bine. Ce își propune Rapidul? Pentru ce să investești o sumă mare de bani, milioane sau nu știu ce, și ce realizezi cu el? Cât crezi tu că ar fi gramenii în România, Mihai? Milionul e așa, o sumă rezonabilă, zic eu. Un milion jumate, rezonabil? Păi dacă Ișvan a făcut Mihai, un milion și nu, la România, un milion jumate, da, e o sumă corectă? Da. A? Da. Deci cât ar fi? Un milion jumate. Se pare o sumă corectă pentru un cât? Copil de 21 de ani. Milion și jumătate. Pentru România, nu? Da. Da, Robert. Eu zic în felul următor. Bugetul Rapidului pentru și eu transferul... Și zic că un milion jumate și mie mi se pare o sumă corectă. Eu când am zis 700 de mii, am zis că măcar atât, adică nu, fără... Nu-l dă Hagi, nu-l dă Hagi. Nici nu le răspunde la telefon. Nu-l dă Hagi pe 700. Păi, dar eu acum vă întreb altceva pe voi. Aline, ai spus bine ce ai spus, scuză-mă. Păi, interesul cumpărătorului și interesul celui care vine vinde, într-o balanță, bun. Trebuie să se ajungă de la 3 milioane la 1 milion jumate, să zic... La așa este. O înțelegere, da. Aia e treaba lor. Noi vorbim acum de 10 minute de când a tăcut Alibec, vorbim de gramenii, da. Bun, că un milion, că 700 de mii, că un milion jumate. Realist are dreptate, Mihai Stoichiță, minim un milion, bun, maxim un milion jumate. Eu pentru Liga 1. Bă, dar ce poți să realizezi în Liga 1? Domnilor, da. Câștigi jucători campionatul cu Gică. A câștigat campionatul. Hagi a fost extrem de realist și după joc, din ce am văzut eu. Să gândește... Ce va face acum când începe sezonul ăsta? Cupe europene, să meargă cât mai sus în cupe europene. Tu trebuie să spui întrebarea ce jucătorul echipă ăsta faci, unde poți ajunge. De care noi vorbim de un sfert de oră aici. Da. Eu nu sunt sigur că o să-l văd pe teren titular în echipa națională, că de aia vorbim, că dacă nu mai bine tăcem în meciurile cu Elveția și cu Kosovo din 9 iunie sau cât este. N-avem de unde să știm acum. Dom'le, vorbim de cel mai bun jucător tânăr din campionatul intern, că eu știu pe cine l-aș băga 25 titular, de ani. Eu pe Borza l-aș băga, eu aș începe cu Borza. Categoric. Aș risca, de fapt nu risc nimic. Întrebarea merge mai departe. Câți din băieții ăștia de la Faru, că Mihai spunea că la Under 21, las că pur la Under 21 avem Over 21 mai devreme. Da. Câți din băieții ăștia de la Faru, care ne-au luat ochii. Hai să l-am că e întrebare bună. Chiar. Îi vedem depinde, convocați la lot și băgați. Depinde de negocierea, între ghilimele, dintre Edi și Emil Săndoi. Dintre Edi Iordănescu și Emil Săndoi. Pentru că, sigur... Perioadele nu coincid. Se termină asta, începe cealaltă. Nu coincid. Păi, dar nici nu-i convoci la ambele acțiuni. Eu îți spun ție. Apropo, poți să-i convoci la ambele? Bineînțeles. E ceva în regulament care interzice? Nu, absolut nimic. Bineînțeles, dar voi nu țineți cont că un meci se termină astăzi și al doilea începe poi mâine. Și îl bag din meciul al doilea. Îl chem la tineret, îl las să odihnească primul meci. Selecționer, ai postul asigurat de la anul. Când vorbesc cu tine. Și tu, secundul meu. Secundul meu, domnul. Vorbim la Rapid de 5-6 transferuri minim, anunțate. Unul l-am anunțat în exclusivitate. Pe un milion jumate l-ați cheltuit deja. Stai puțin. Unul l-am anunțat noi în exclusivitate al alter pe Fanatic, Iulian Cristea. L-a confirmat tot aici Victor Angescu, a zis că sunt interesați de Iulian Cristea. Corect. Rapidul, dacă aduce 5-6 jucători și bugetul este de 3 milioane jumate, la Cristea nu discutăm decât o sumă modestă la semnătură și contractul. Da, contract. Dacă dai 1 milion jumate pe gramenii, nu-ți mai rămân bani ca să mai aduci 4-5 jucători de valoare.
aici trebuie foarte important și ceea ce spune și, și domnul Stoichiță. Trebuie o balanță foarte echilibrată și foarte bine făcută, astfel încât să gândești investiția. Uite ce se întâmplă la domnul Rotaru, care 2.500.000 pe un jucător care nu se ridică nici măcar la nivelul rezervelor. Și la cine? La Ișvan. La Ișvan. Uite-te Miculescu, uite-te la FCSB, cumpără tot ce e mai bun pe sume amețitoare pentru România și în afară de Companio, nu dă nimeni randament. Companio care îl scoți pe Tarab, acum să-l vinzi. De-aia spun că 1.500.000 pentru România și pentru Rapid la un buget total de 3.500.000 și să mai faci încă 4-5 transferuri mi se pare foarte mult. Uh-huh. Înseamnă că celelalte le fac mai subțirele. Cât ar fi? Dar probabil că dacă s-ar înțelege la 1.000.000 ar fi ideal. Dacă s-ar înțelege la vreo 700.000 și cu 20-30% expus de Rapid cu o eventuală performanță anul viitor să mergi puțin mai sus, să mergi în grupele europene, să fie convocat și la echipa națională să dea randament. Unde le expune Rapidul? Bun. Că le expune farul în cupele europene, că acolo merge. Rapidul da, Hagi, în același timp, după performanța asta trebuie să vândă ca să-și asigure bugetul. Dar te întreb ceva, ar fi lovitură Grameni la Rapid? Fără discuții. A? Păi gândește, Grameni, Cristea, la orice echipă din România ar fi lovitură. Cristea ar trebui să facă, pentru, de ce Cristea? Și să terminăm cu tâmpenile astea, că este Liz, că e Dinamo, e jucător profesionist de fotbal. N-are importanță în momentul de față. La Cristea îi dai 50, 70, 100 de mii în plus la semnătură față de oricare alt club de care este interesat să-l semneze pe Cristea și ți l-ai luat. Nu dai 700, nu. Păi acum să fim serioși, ce, Cristea nu face 5-600 de mii? Cum să nu? Nea Mihai, face, nu? Păi atunci dă-i 100, dă-i contractul care l-avea la FCSB, da? Pune-i niște bonusuri la un număr de meciuri jucate. Bă, joci peste 75% din numărul total de meciuri titular, mai ai un bonus. Suntem pe locul 1, suntem campioni, ai un bonus. Locul 2, jucăm în cupele europene, ești convocat la echipa națională, mai ai un bonus. Și atunci îl duci din bonusurile astea de performanță ca să-l și cointeresezi direct, da? Îl duci undeva, poate ajunge dublu decât la FCSB, cu 100-200 de mii care oricum e sub prețul pieței cu 200-300 de mii care le-ai fi dat la un club. Corect. Îl interesezi direct pe băiat și l-ai semnat la Rapid. Și ai variantă la Săpunaru, ai variantă la Grigore, no, poate joace în fața apărării. Iar Cristea, indiferent la care echipă din top 6 merge în România, va da randament mult mai bun decât la FCSB. Hai să spun ceva. Cristea și, să zicem, Grameni, astea ar fi două transferuri de titlu, nu Mihai? Titulari intrați în echipă care îți garantează. Eu vreau să vă pun altă, pentru că vorbeam de bugete, altă întrebare. Dacă îți epuizezi bugetul doar pe Dina, pe Dina Grameni, da? Câștigi campionatul? Nu, nu-ți garantează nimic. Nu. Mai trebuie 3-4 jucători de aceeași valoare. Titulari mai trebuie, nu, trebuie 3-4 deci titulari. Era intrat Victor Angelescu. Bun. Deci lor le mai trebuie, a spus că vrem 5 jucători, nu, 5 oameni de bază trebuie lor, nu 5 jucători, l-au adus pe băiatul ăsta, tu Omar, Mihai, Omar de la Mircureaciu. Foarte talentat. Da, dar ei campionatul cu Omar. Stai și Laura, nu are regulă Under care Mihai, coboară cu 2 ani. Stai o secundă, Fă-i o scurtă caracterizare lui Omar. Cum e Omar? Chiar sunt curios. Foarte tehnic, agresiv în joc așa. Stângu? Da, joacă în partea stângă. Nu, picior, ce picior are? E dreptaș. În ce văd eu așa, nu prea îți dai seama, eu cred că e dreptaș. Și l-am văzut și pe la loturile naționale. Mai mărunțel, mai slăbuț. Fâșneț. O secundă, băieți, stai să-l ascultăm pe Mihai Stoichiță. Fă-i o caracterizare. Ce-mi place că este un tip care niciodată nu se întoarce cu mingea către poarta lui. Întotdeauna încearcă să verticalizeze. Să-ți dau eu un exemplu. Hai să zic Florinel Coman, care nici el nu e tipul de om care să întoarcă, să valseze pe la mijlocul terenului, ci o ia direct către poartă. Încearcă totdeauna. Talentat, foarte talentat, dribbling bun. Ce să vă zic? Adică e de viitor? Da. Da? Cu adevărat? Adică da. Rapidul a făcut. Și din punct de vedere al omului, este un băiat tare liniștit, așa, cum l-am cunoscut eu, având relații foarte bune și cu cei de la Ciuc, m-am mai dus și l-am mai văzut, la loturile naționale. Titular fără discuție acolo la... Nu, că lasă, ci că un an Rapidul, ci că nu îl mai lasă. Nu-l bagă acum. Îl mai lasă un an. Tu trebuie să ții cont de un lucru. Scuză-mă, Robin.
Sefer termină. Păi da. Nu. La unde? Mă auzi, Sefer termină și termină să plece. Poate să plece, Sefer. Și dacă nu termina, la cum a jucat. Rămâne pe noi. Da? Da. Care poate și trebuie dublură pe noi, că l-au și pe ea. Trebuie tot, da, l-au și pe ea. Da, dar într-o zonă în care nu, fundaș, nu te-a pus să risc cu Iacob, sigur, nu prea riscă lumea cu jucătorul. Ignat, eu zic că mișcarea Rapidului a fost extrem de inteligentă. Da? Dar eu spun altceva. Extrem dacă vorbim de prețul... Să-l aducă de acum, nu să-l mai lase un an, să-l aducă. Și că așa se vorbește, că l-ar mai lăsa un an, nu se știe. Nu crezi, nu? Vorbim despre un jucător talentat, cum spune domnul Stoichiță, care a costat 400.000 de euro și hai să facem un pic. Păi atunci face și Grameni 1.300.000. Atunci hai să vorbim de Grameni. Dacă tu dai 400.000 de euro pe un jucător care în ultimii 2 ani joacă partea inferioară a clasamentului, că este o echipă care nu se califică în play-off, da? Și dai 400.000, că e de perspectivă, e talentat, perfect de acord, nu poți să faci o ofertă sub 1.000.000 pentru Dina Grameni, care e titular incontestabil la FAR Constanța și e campion al României. Iar ca vârstă e aproape acolo. Nu, Nea Mihai, ce ziceți? Bine, e mai mic Omar decât Dina. Dina da, e 2002 ani, născut, doi cu 2 ani este da, mai mic. Da, da. Da. Dar reprezintă campion, la fel ca și Dina... Un pariu, mai mult. O investiție tot. Pentru viitor, cum a fost. Nu, dar e bună investiția cu Omar? Foarte bună, zic eu. Inspirată? Exact. Da. De acum 2 ani de zile... Bine, l-a vrut și Hagi. Ai văzut ce a zis, ce a povestit Mihai Rotaru? L-a aici, Hagi, că l-a vrut și Hagi. Dar da. Pe 200 și ceva de mii. Dar hai, vă întreb acum 2 ani, cine știa de Grameni? Da, ei, acolo, machidonilor. Nu, are dreptate. Știa Gică Hagi de el și cu cei de acolo, naționale ale României. Da. Că era titular... Începând, mi se pare că de la U16 a început, a fost titular în echipa aceasta 2002 și v-am zis întotdeauna, rețineți numele astea, Luis Munteanu, Grameni, Pitu, Bani, Iani Stoica, Drăgușin, ăla din poartă, cum îl cheamă, Sava...